Pentru că ne s-a făcut dor de tuchi, tuctucul nostru roșu ca focul, pe care l-am condus preț de 1300 de km prin Sri Lanka. Vreme de mai mult de 2 săptămâni, timp în care am explorat țara. Ei bine, ne-am gândit dacă putem să facem treaba asta și în România. Am intrat pe Get Your Guide, platforma online de rezervări internațională, cel mai, cum spuneam, nu stabil, aveam alt nume. Constant colaborator al nostru, dacă putem spune așa, în materie de rezervări. Am scris acolo tuk-tuk și, surpriză, am găsit tuk-tukuri și în România. Am descoperit că poți avea o experiență super mișto și în Brașov și în București. Noi ne-am rezervat-o pe cea din București pentru că am văzut un tuk-tuk roșu și ne-a făcut inima să tresalte, da, cu gândul la tuchii. Suntem la stația de metro Izvor pentru că aici am pus punctul de întâlnire cu cei ce ne vor oferi această experiență și nu o să conducem noi tuk-tuk-ul, o să fim conduși într-un tuk-tuk de către un șofer desemnat care o să ne plimbe prin București. Preț de 2 ore. Hai să vedem. Avem o mică problemuță. E trecut de ora 6 când noi aveam rezervarea și tuk-tuk-ul n-a venit și nu avem un semn. Nu ne-a dat niciun semn, așa că o să îi dăm un telefon celui care organizează plimbarea cu tuk-tuk-ul să vedem. Bine, dacă... au trecut doar 3 minute. Na, înțelegem, nici nu e sfertul academic. Ideea este că de cele mai multe ori, atunci primeam când un mesaj, rezervi... Da. O zi înainte primești un mesaj de la... Sau chiar în ziua respectivă primești un mesaj că ne vedem la un fel de preconfirmare. Și noi n-am primit încă niciun mesaj. Hai de să la... sunăm să vedem ce se întâmplă. Dumnealui. Alo? Bună ziua! Damian este numele meu, vă sun pentru tuk-tuk. In 5 minutes, are you in the point of Izvor? Da, suntem aici la Izvor, da. Da, da, turul e în limba română. Ok. Ajung în 5 minute. Ok, bine, mulțumesc. Salut. Cred că putem să lansăm și un concurs. Nu știm care este premiul încă. Așa, dar să lansăm. Păi, pentru Tuki, nu i-am ales doi numele. Am avut un concurs foarte mișto. Ar trebui să-i alegem un nume și acestuia. Da, hai să-i alegem un nume și tuk-tukul ăsta care ne plimbăm azi și... Voi ne scrieți aici numele, noi îl alegem pe care ne se pare cel mai interesant, deci să nu fie Tuki, că Tuki e deja dat, și vedem pe urmă și premiul, o să și premiem. Da, deci clar și premiem. Un comentariu, după ce îl vezi, după ce îți faci o idee, te familiarizezi cu el, vezi vlogul. Spune-le numele tuk-tuk-ului, ce nume să-i dăm tuk-tuk-ului ăsta? Exact. Poate să fie un el sau poate să fie o ea, doar de tine depinde. Ia uite că ne vine caleașca, e acolo la semafor, nu se vede de aici bine, dar ne vine caleașca. Ia uite și caleașca noastră. Bam. Bună ziua! Cu Uber-ul sunteți, da? Alo, da, Uber-ul, da, da. Da. Opa, așa? Cine tu asta? Scuze că am întârziat, dar... Nicio problemă. Salut, eu sunt Damian. Eu sunt Alin. Salut, Alin. Smina, pare Alin. Bine? Da? Pare bine. Față de ăla cu care am mers noi, tuk-tuk-ul ăsta are centură de siguranță. Ați mers cu tuk-tuk-ul? Am condus 1300 de km în Sri Lanka, tuk-tuk. Tu? Da. Păi tu ai experiență, înseamnă, adică. Da, da, da. Trebuie să ai... sau nu, ăsta de două locuri, de așa. Da. Deci ăsta, spre deosebire, cel pe care l-am condus noi are centură de siguranță. Safety first. Prima noastră oprire din plimbarea cu tuk-tuk-ul la Casa Poporului. Fosta Casa Poporului, dacă e să fim corecți, actuala atolul Palat al Parlamentului. Legenda spune că atâtea etaje câte sunt deasupra sunt și în pământ. Așa o fi? Poate vom afla cumva. Dacă n-ai ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului, uite, aici se construiește, lângă Casa Poporului. Încă nu e gata. Este prima dată când o văd fără schele pe partea asta. Mai sunt doar câteva... Da. Nu știu ce termen de finalizare are, dar a mâncat foarte mulți bani casa asta a Domnului. Casa Poporului și Casa Domnului, una lângă alta. Legende circulă legate de clădirea asta mare. Se spune că aici, atunci când a fost construit, au murit foarte, foarte mulți oameni. Și de asemenea, se spune că de sub clădirea asta pleacă mai multe tuneluri care unesc puncte importante din
București, inclusiv casa lui Ceaușescu din Primoveri. Acum, nu știu ce să zic. Simina, tu ce zici? Să mergem și noi pe tunelul ăsta să vedem care-i treaba? Siguranță. Că am înțeles că dacă dai o șpagă la portar aici, te lasă să mergi la ce tunel vrei tu. Păi, ci că și la alea care trec pe sub Carpați, construite de... Pe Subucești, pe acolo. Da, da, da. Da, gluma, gluma, însă... Adevărul e undeva la mijloc. Într-adevăr, sunt tuneluri construite pe sub casa poporului care pleacă către edificii importante din București. A fost acum câțiva ani chiar s-a rupt un tavan undeva pe aici, pe la metropola Izvoilor și s-a descoperit și atunci un tunel care mergea către Casa Poporului. Câte sunt adevărate și câte nu în tunelul ăsta, nu știm și nu cred că o să aflăm noi în curând, dar nu despre asta este vorba azi. Azi este vorba despre experiența de plimbare în mijlocul Bucureștiului cu tuk-tukul de care ne-a fost nouă atât de mult dor. Și dacă nu ești din București sau dacă chiar dacă ești din București și n-ai apucat, vino la fântână să le vezi atunci când cântă și dansează, pentru că e ceva spectaculos. În fiecare seară se întâmplă în sezonul cald. Parcă e altfel senzația din spate de aici. Eu n-am mai stat pe bancheta din spate, Simina. Acum am înțeles și tu cât de frumos e. Ai dus-o bine tu în Sri Lanka. 3 săptămâni. Da, da, da. E bine în spate aici. Așa este. Ai timp să admiri peisajul, ai timp să te bucuri de tot, ai timp să faci poze, să filmezi, să relaxezi, chiar este foarte bine. Și eu l-admiram din față acolo, acum circula oia nebunie aia, haotic așa. Da, este o altfel de experiență, așa că te invităm să vii să faci și tu treaba asta. Foarte mișto. Mergi încet, relaxat, 34 de km la oră. Foarte frumos, stai aici în spate. Era să zic, Simina, că stai aici în spate, ți-ai ceva de băut, dar nu știu ce se întâmplă, că tu parcă ai ceva în sacoșa aia. Avem o surpriză, dar e pentru puțin mai târziu. Pentru puțin mai târziu, da. Surpriză pentru puțin mai târziu. Iată și celebrul Intercontinental, care are acolo sus o piscină, un restaurant, la ultimul etaj și la penultimul o piscină, care practic funcționează ca un, nu știu cum să-i spun, contragreutate atunci când e cu tremur, pentru că apa din piscină se mișcă mai greu și ajută ăsta să reziste, toată clădirea asta să reziste cu tremurilor foarte mari. Atunci când eram eu copil mic, umbla vorba că e făcut construit pe niște rulmenți și că se mișcă rulmenții aia când e cu tremur. Nu, sunt niște sisteme de amortizare și sus este piscina care e plină cu apă și funcționează ca un pendul și ajută clădirea asta să nu se bălângăne prea tare în cază cu tremur, să reziste unor cu tremure mari. Iar aici, lângă noi, Teatrul Național și Teatrul Ion Dacian, Teatrul de Operetă Ion Dacian, care a luat foc acum câțiva ani. Ca să vedeți cât sentimental suntem, avem sacoșa de la tuk-tukul din Sri Lanka. Atât de sentimental suntem. Apropo, dacă ajungi în Sri Lanka și vrei o plimbare cu tuk-tukul în Sri Lanka, îți recomandăm tuk-tukrental.com. Noi am avut un parteneriat cu ei și vrem să spunem că sunt cea mai tare firmă de închirieri tuk-tukul din Sri Lanka, pentru că le-am testat, le-am documentat înainte pe toate. Și dacă ajungi acolo și vrei să închiriezi tuk-tukul, nu uita să folosești și codul FEDEATUK pentru reducere. O să lăsăm aici în descrierea clipului și linkul către tuk-tukrental.com și o să lăsăm și linkul de reducere. Și iată aici, căruța cu paiațe. Eu mi-amintesc și când nu era treaba asta aici. Eu sunt mai bătrân așa. Și mi-amintesc și când nu era treaba asta aici, Simina? Eu sunt mai tânăr, eu nu le-am. Și aici avem kilometrul zero, unde practic a început Revoluția Română, însă, să știți că, adică, teoretic, de aici ar trebui să măsoare distanțele în România, de la kilometrul zero, însă, cu adevărat, kilometrul zero nu se află aici, se află mai 500 de metri mai jos, unde întorc tramvaile acolo la Piața Sfântul Gheorghe, și peste drum avem celebra fântână de la Facultatea de Arhitectură, unde se strângeau toți băieții care... Nu știu ce vreau să zic. Pe aici, pe sub Bulevardul Maghieru, umblă vorba că e unul dintre tunelurile alea celebre și că merge până la fostul Comitet Central al Armat, Comitet Central al Partidului înainte, acum a fost actual Minister de Interne. Până acolo și că ar merge un tunel. Piața Romană, iar acolo sus, la ultimul etaj, era televiziunea aia, cum se numea, uite chiar și acum cred că mai este, al lui Dan Iaconescu. Acolo sus?
Da, da, aici sus era. OTV, așa. Televiziunea Dan Iaconescu acolo sus la ultimul etaj, iar aici în față avem clădirea ASEU-ului cu o bilă sus acolo. Legenda spune că atunci când prima fată o să iasă, prima fată virgină, o să termine virgină facultatea ASEU, o să cadă bila de acolo de sus. E de ceva în construită clădirea asta și n-a căzut încă bila. Acum legende, na, nu ne luăm după toate astea, sunt legende. Palatul Victoria, sediul guvernului, iar în față avem Bulevardul Aviatorilor, clădirea BRD acolo, depărtare, și aici în stânga Muzeul Țăranului Român. Un tunel de la Cic ajunge și aici, de la Casa Poporului până la sediul guvernului aici. Dacă nu știați, doamnelor și domnilor, palatul lui Gigi Becali, celebrul latifundiar din Pipera, și-a tras aici Palat Aurit, ci care și Gilles de la Daur. Până Becali, ia zi bre, cheamă-ne până la Maltale, aveai Gilles de la să stăm și noi în el? Venim cu tuk-tuk-ul. Exact. Avem aici și statuia eroilor aerului. Dacă nu știați, România deține două, să le spun, recorduri mondiale. Hai să le spun, nu recorduri mondiale, să spunem așa. Primul dispozitiv mai greu ca aerul care a zburat a fost inventat de un român, și anume de Aurel Vlaicu, și motorul cu reacție pe care, care e folosit cu toate avioanele din ziua de azi a fost inventat tot de un român pe care îl chema Traian Vuia. Iar acest monument le este dedicat și lor. Aurel Vlaicu, dacă nu știați, atunci când vă întoarceți de la munte, de la Sinaia spre București, pe undeva pe la Comanii, pe partea dreaptă, este un monument, e dedicat lui Aurel Vlaicu, pentru că acolo s-a prăbușit el când a încercat să treacă, de fapt a și reușit să treacă munții cu aparatul de zbor pe care el l-a construit, mai greu decât aerul. Deci, țineți minte, primul dispozitiv, să-i spunem, mai greu decât aerul, a fost inventat de un român, de Aurel Vlaicu. Îți place? Foarte tare! Simina, s-o scuzați că a fost un pic absentă, va fi un pic și va fi un pic absentă în vlogul ăsta pentru că trebuie să filmeze pentru Instagram. Așa că dacă nu ai dat follow contul nostru de Instagram, trebuie să o faci neapărat, e gratis, e mișto. Și avem și concursuri acolo, care mai de care? Mergem către cartierul Primăverii, de fapt am intrat un pic în cartierul Primăverii, Dorobanți Primăverii, locul unde pe vremea răposatului Ceaușescu stăteau toți nomenclaturiștii. Azi nu știu dacă mai stau nomenclaturiști, dacă se mai numesc așa sau nu, dar... Sigur. Dar cert este că este un cartier pe cât de frumos, pe atât de scump. Și iată ne ajung și la casa lui Ceaușescu. Aici stătea tovarușul și cu tovarășa. Aici locuiau ei. E închis acum, nu se vizitează la ora asta, duminică când filmăm noi vlogul ăsta. Este închis. Dar nu mai știu cât am plătit Simina, 50 de lei sau 100 de lei? 50 de lei parcă. Parcă mai mult de 50 a fost. Mai mult de 50 de lei? Da. Nu scrie aici? Nu mai știu cât am plătit taxa de intrare, dar ar trebui să-l vezi, uite, până sâmbătă între 10 și 17. Dar ar trebui să veniți să vedeți casa lui Ceaușescu și dacă faceți parte din generația mai înaintată în vârstă, să spunem așa, și dacă faceți parte din generația mai tânără, ar trebui să veniți să vedeți casa lui Ceaușescu, pentru că sunt niște chestii care, dacă a făcut el bine, că a făcut rău, fac parte din istoria noastră și ar trebui cu toții să le cunoaștem. Așa că veniți la casa lui Ceaușescu, uite aici, programul de vizitare de la 10 la 17 de luni până duminică, luni închis. Și aici, ok, deci și azi a fost deschis, dar numai până la ora 5. Cred că 50 de lei am plătit noi biletul de intrare. Cred. O să mă uit pe net să pun. Dar dacă intri pe site-ul lor, sigur vei găsi informațiile. Și dacă plătești turul ăla, dacă vrei să vii cu prietenii și să-ți iei un tur din ăla, că poți să vizitezi casa cu bilet de intrare normal sau poți să-ți iei un tur ghidat, care costă mai mult, dar la ăla ai acces și în buncărul pe care l-avea Ceaușescu aici jos în casă. Noi nu am vizitat și buncărul, din păcate. Poate o să venim altă dată să vizităm și buncărul. Și am ajuns și la Televiziunea Română, singura televiziune până în anul 1989 și clădire care a fost la un moment dat cea mai înaltă clădire din București, măsurată până la în vârf unde e ultimul releu. Acum știi, Simina, care e cea mai înaltă clădire din București? Acum? Cea mai înaltă? Da. Nu știu, aia 78, sau cum zice? Este clădirea aia rotundă de la mall, de la Băneasa, unde am fost noi la restaurant. Care
filmare, cum să prind asta? A filmare? Să știi că nu tai. Asta ca să, asta ca să vedeți cât atentă e când eu vorbesc cu ea, să vedeți prin ce trec eu și cât atentă e. Eu vorbesc cu ea și o întreb și am. Păi eram ocupat aici, că dar nu stăteam degeaba. Căutam o poziție în care să prind camera. Iată și Arcul de Triunf, fratele mai mic al celebrului Arc de Triunf, mult mai cunoscutul Arc de Triunf din Paris, din Franța. Trebuie să știți că ăsta a fost construit în onoarea trupelor românești care s-au întors victorioase de pe front, iar aici se organizează de mulți ani încoace parada militară de 1 decembrie și vin, eu vorbesc de lucruri, chestii cu parada militară, cu momente glorioase și tu te bâltâchii cu șampania pe lângă mine, Simila, păi ce facem? O suntem golani, nu mai suntem. Suntem cei mai golani. Facem o pauză aici, la Arcul de Triunf, să ne facem și șampania și revenim. S-au întâmplat chestii pe aici, în fața tuptucului, am fost cerut în căsătorie. Eu, da, eu, de către Simina. Uite, lasă aici imaginile pe care le-a filmat ea pentru Instagram. Dacă vrei să vezi toată aventura noastră și în forma mai scurtă a ei, intră pe Instagram, așa cum am spus și mai devreme, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo, dă-ne un follow pentru că merită. Uite încă un lucru foarte frumos, dacă nu știai, Calea Victoriei, dar nu de aici, mai din față un pic, este închisă în weekend. Este închisă pentru traficul auto și devine zonă pietonală, de mai în față un pic și până aproape de Dâmbovița devine zonă pietonală, poți să vii să bei o bere, să stai la o terasă. E deschisă în sezonul de vară din aprilie, dacă nu mă înșel, până în octombrie, dacă nu mă înșel până în memoria, cu toate că eu aș fi de acord să fie închisă. Știu că o să-mi iau hate pe treaba asta, dar eu aș fi de acord să fie închisă în permanență în weekend. Să devină zonă pietonală, să vii aici cu prietenii, să vii cu copiii, să te plimbi, să te oprești la o terasă, să mănânci ceva, să bei o bere. Îmi asum. Știu că nu sunteți de acord mulți dintre voi, dar eu îmi asum chestia asta, eu așa mi-aș dori, așa o văd eu, Calea Victoriei, ca în multe alte orașe din lumea asta, nu, că n-am inventat noi mersul pe stradă, locurile astea, multe din locurile astea centrale devin pietonale în timpul weekendului, indiferent de anotimp. Am ajuns iar la Astea și uite, bila tot n-a căzut. Păi da, dar suntem în vacanță. A, da, aia l-a căzut bila, da. Da, mă gândesc. Acum nu știu, astea sunt legende urbane, nu știu dacă sunt adevărate sau nu. Eu spun și eu ce am auzit și eu din bătrâni, da. Și am făcut și eu ultima oprire și am ajuns la Ateneul Român, acolo unde a avut loc și decernarea premiilor de la destinația anului, de anul acesta. O poveste interesantă despre Ateneul Român, dacă nu știai, treaba aia cu dați un leu pentru Ateneu a fost adevărată, s-a întâmplat atunci când s-a construit Ateneu, pentru că municipalitatea nu avea bani să-l construiască, a apelat la Plod și Plod, la Plod, cred că să nu Plod, Plod e copil, mă rog, la popor, a apelat la popor și au lansat sloganul dați un leu pentru Ateneu, ca să poată să construiască Ateneul Român. L-au construit, totul bun și frumos, însă nu asta a fost problema. Problema a ieșit după ce s-a construit Ateneul, pentru că acolo undeva unde e librăria Humanitas, unde e monumentul cu cartoful în băț și unde începe Palatul Regal, acolo se terna Bucureștiul, acolo se terna asfaltul, între ghilimele, dacă spun așa, pentru că până acolo asfaltul era construit din butuci de lemn, acolo se terna asfaltul și acolo era bariera de intrare în oraș, iar Ateneul a fost construit în afara orașului. Doamnele își suflecau rochile, se nămoleau, domnii își stricau cizmele. Mare, mare scandal, le cădeau jobenele până nămol. Mare scandal a fost cu Ateneul Român. De ce au construit Ateneul în afara orașului? Ei, uite că timpul a trecut și Ateneul acum nu mai e în afara orașului, este chiar în mijlocul orașului. Aici Ateneul Palace și acolo este Palatul Regal. Pe vremuri, când regele Carol ieșea cu supușii și cu prietenul la țigare acolo, hotelul ăsta era plin de spioni, pentru că de aici ei puteau să vadă ce se întâmplă în palat, când pleacă regele la amantă, când se aprinde lumina la regele în dormitor. Deci aici este și ăsta un obiectiv turistic, am putea spune, nu? Hotelul ăsta în sine. Că regele avea amantă?
Nu. Vorbește lumea, doar astea sunt zvonuri, așa cum spuneam mai devreme. Sunt zvonuri, am auzit și eu din bătrâni. Uite, aici Palatul Regal. Și după Palatul Regal e librăria Humanitas, unde vă spuneam că era bariera de ieșire din oraș. Deci uite fix unde sunt blocurile astea aici în față, librăria Humanitas era bariera de ieșire în oraș și aici, de aici a plonit tot scandalul. Iar Calea Victoriei se numea pe vremuri Podul Mogoșoaiei. Aici, în piațeta asta, este Monumentul Revoluției sau Cartoful în Băț în denumirea populară, pentru că seamănă ca un cartof pus în băț, iar sediul Ministerului de Interne, fostul sediu CCA al Partidului Comunist Român, de pe care deasupra de acolo a fugit Ceaușescu cu elicopterul, dar n-a fugit bine, că a fugit până la Târgoviște, unde l-au dat jos în elicopter și l-au împușcat. Clădirea de aici este clădirea, se numește asta arhitecților, Ordinul Arhitecților din România și e practic o clădire veche care a luat foc la Revoluție pe care au tras cu tunurile în ea și clădirea bibliotecii de acolo și asta de aici și au reconstruit-o și au lăsat partea veche a clădirii și îmbinată cu partea nouă. Tot așa mai este construit hotelul, cum se numește, Novotel. Apropo, dacă nu știai, hotelul Novotel, pe locul hotelului Novotel a funcționat Teatrul Național înainte de Primul Război Mondial, l-au distrus. Și după aia s-a construit Teatrul Național unde am fost noi mai devreme. Dar Teatrul Național a funcționat pe locul hotelului Novotel. Centrul vechi și Banca Națională a României, locul unde se păstrează tezaurul României și de unde se dă ora exact în ceea ce privește euro și dolarul. Mergem să-i urechem puțin pe ăștia, nu? Iar ăsta de aici, hotelul ăsta, Marmoș, se numește. Am văzut niște imagini din înăuntru, arată spectaculos, n-am fost în el încă, dar poate o să ajungem într-o zi. Au la recepție un seif din ăla imens, exact așa cum vezi în filme, e o ușă de seif imensă, pentru că și aici a fost un loc unde se păstrau zgomoței. Strada Academiei și Piața Universității. Și am o poveste să vă spun, nu o să le vedem acum statuile universitate, dar am o poveste să vă spun despre ele. Sunt patru statui în piața aici. Și prima statuie, mergând de aici către Piața Universității, zice așa, arată cu degetul în jos și zice pe ăla de acolo: cine s-a, nu zic, mă sună urât, cine și-a făcut nevoile aici? Urmează Mihai Viteazu Călare pe cal cu Sabian Mână. Să-i tăiem capul, să-i tăiem capul. Următorul e cu uzat cu cap. Și zice, nu, să-l judecăm după lege, să-l judecăm după lege. Iar ultima statuie zice, tace străinilor că eu mi-am făcut nevoile. E și ăsta un mit urban. Așa se povestește, acum nu știu dacă e adevărat sau nu. A, și încă o chestie. Statuile astea de aici, din Piața Universității, atunci când a fost refăcută Piața Universității și s-a zăpat pasajul de aici, au fost mutate. Deci nu au fost luate după socul, au fost mutate cu tot cu socul. Cei care sunteți un pic mai învârți, probabil că vă aduceți aminte de prin ziare sau pe televizor, de pe la televizor, imaginele alea cu câta mai trailerul cărând, câta mai statuia cu tot cu piedestal. De ce nu le-au dat jos? Nu știu. Și încă o chestie legată de statuia de aici, al lui Mihai Viteazu. De fapt, statuia asta de aici, atunci când au plătit-o bucureștinul să o facă, nu au avut bani suficienți și a trebuit să facă, să constructorul, niște francezi, să găsească o adaptare. Și, practic, statuia de aici, al lui Mihai Viteazu, a fost, de fapt, statuia făcută ca Ioana Dark. Și o să vedeți, dacă vă duceți aproape de ea, să vedeți că are picioarele subțiri, sunt picioare de femeie, deci până la buru a fost Ioana Dark și au schimbat și au pus chipul lui Mihai Viteazu și sabia în mână, deci asta nu este legendă, e fapt real. Documentați-vă, dacă nu mă credeți pe cuvânt, să vedeți că am dreptate. Palatul Telefoanelor, care a fost cea mai înaltă clădire din București și ea la vremea lui, făcută după planurile lui Angel Saligny, și Cercul Național, la fel, a participat la planificarea, la schița construirii lui, celebrul Angel Saligny, care a construit și podul de la Cernavodă. Suntem pe Bulevardul Reginei Elisabeta, iar aici, înainte să inventeze modurile, aici era miezul, pentru că aici erau cele mai multe cinematografe. Iar eu, când eram copil, aici veneam la cinemauri, erau, cred că, vreo 5 cinematografe, dacă nu mă înșel, cam așa. Hotel Cismigiu, celebrul din piesa celor de la Vama Veche, sau cine cântă Hotel Cismigiu? Cred că da. Tudor Chirilă. Așa, Hotel Cismigiu și aici Primăria Capitalei și Parcul Cismigiu, cel mai vechi parc din București. Vă invit să veniți să faceți o plimbare cu barca aici, dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că parcul ăsta are așa o notă romantică și în mijlocul parcului este restaurantul Monte Carlo, care nu știu dacă mai este deschis. La fel, să mergi acolo să bei o bere înconjurat de apă, e ceva foarte, foarte frumos. La fix, că nu ne prinde furtuna asta și am terminat și turul pe ziua de astăzi. Sperăm că ți-a plăcut cu noi turul ăsta prin București, că ai aflat
vreau eu să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Ești o adevărată enciclopedie. Cu plăcere. Sperăm că ți-a plăcut turul alături de noi prin București. Sperăm că ți-au fost de folos sau sunt de folos informațiile pe care ți le-am dat și miturile urbane despre care ți-am povestit. Dacă mai știi și tu altele, scrie-ne, pentru că vrem să le cercetăm și noi. Suntem foarte curioși. Ne place să descoperim orașul, chiar și orașul nostru. Ne place să descoperim toată lumea asta și orașul nostru. Dacă vrei o experiență, o astfel de experiență, Get Your Guide, lăsăm aici linkul în descriere. Dacă vrei cu tuk-tukul Sri Lanka, la fel linkul în descriere. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul YouTube, trebuie să o faci pentru că e gratis și e mișto și începe ploaia. Lasă și un like acestui clip dacă ți-a plăcut, vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo. Până data viitoare, salutare!